Cadavrul unui bărbat a fost găsit în apele râului Drincea chiar de către fiul acestuia care se afla în trecere. Din surse apropiate, bărbatul era plecat voluntar de acasă de 2 zile, fiind dat dispărut. Printr-o solicitare la numărul unic de urgență, pompierii din cadrul stației Vânjumare au intervenit la fața locului și au putut scoate trupul neînsuflețit la mal. Un cadavru a fost găsit în această dimineață plutind pe apele râului Drincea. Pompierii au fost alertați la numărul unic de urgență în jurul orei prânzului de un cetățean care a observat că în apele râului zace trupul neînsuflețit al unui bărbat pe care ulterior l-a identificat ca fiind chiar tatăl său. Astăzi, în jurul prânzului, un echipaj de pompieri din cadrul stației Vânjumare a intervenit în localitatea Valea Anilor din comuna Corlățel în urma unui apel făcut de către un cetățean la numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Acesta solicita ajutorul pompierilor întrucât a observat în râul Drincea trupul unui bărbat pe care l-a identificat ca fiind tatăl său. Cu ajutorul accesorilor din dotare, pompierii au reușit să scoată la mal trupul neînsuflețit al bărbatului în vârstă de circa 86 de ani. Pompierii din cadrul stației Vânjumare au intervenit de urgență și au putut scoate la mal trupul neînsuflețit. Este vorba despre un bărbat în vârstă de circa 86 de ani care plecase de acasă voluntar. Din surse apropiate, bărbatul era dispărut de 2 zile.